procurorii Lidicot sunt aproape de finalul anchetei în curtea și casa lui Gheorghe Dincă. Șeful Lidicot, Felix Bănilă, spune că ADN-ul Alexandre este verificat în proporție de 99%. Acum anchetatorii verifică și găurile din pământ, de asemenea pereții locuinței casei lui Gheorghe Dincă, și nu exclud nici varianta ca suspectul să fie avut complici în momentul în care ar fi comis crimele, mai spune Bănilă. Roxana Ciucă are mai multe informații din anchetă. Bună ziua, Roxana! Bun găsit tuturor! Felix Bănilă, procurorul șef de la Direcția de Investigare a Criminalității Organizate și Terorism, a făcut astăzi scurte informări, să le numesc așa, vis-a-vis de situația de la Caracal, aici, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, unde a venit să participe la secția de procurori. A vorbit despre Luiza, neputând să ofere foarte multe informații, dar a lăsat de înțeles vis-a-vis de telefonul acesteia, a lăsat de înțeles cum că ar ști unde este telefonul sau că s-a găsit aparatul acesteia. Mergem mai departe despre Alexandra, a spus Felix Bănilă că în continuare se așteaptă acele rezultate de la Institutul de Medicină Legală, pentru că știm, doamnelor, domnilor, faptul că cei de la IML au trimis vis-a-vis de această copilă niște rapoarte preliminare, dar se așteaptă și rapoartele acelea oficiale care să spună cu exactitate că 100% vorbim de trupul Alexandrei. Așadar, e chestiune de zile, dacă vreți, până când se vor mobiliza cei de la Institutul de Medicină Legală și vor trimite aceste rezultate, având în vedere și că cei de la DIICOT au cerut urgentarea acestor proceduri. Nu a știut Felix Bănilă să spună de câte ori cei de la DIICOT au cerut certificatul de deces al Alexandrei de acolo. Pe de altă parte, însă, așteptăm cu real interes să se finalizeze, spuneam, cercetarea la fața locului și vedem cu exactitate cum vor evolua lucrurile acolo. S-a venit de altfel cu foarte multe aparate, cu scanere, cu excavatoare, totul în speranța că se va găsi ceva, că se vor găsi indicii care să-i ducă pe oamenii legii către lui. Pentru că, doamnelor, domnilor, de 4 luni, de această fată de 18 ani, nu se știe absolut nimic. După cum bine știți, la dosarul cauzei au venit acele concluzii preliminare, din care rezultă că a fost identificat profilul genetic al minorei în proporție de 99,90%. Din punctul nostru de vedere, acestea sunt oarecum clare pentru noi, însă cercetările continuă. După ce vom finaliza cercetarea în curtea și în grădina și în casa inculpatului, atunci vom avea mai multe date și vom putea oferi amănuntele care vă interesează. Practic se verifică golurile din pământ, dacă sunt sau nu sunt, prezintă interes, dacă sunt obiecte care ne interesează acolo. Se verifică la momentul acesta și pereții locuinței, pentru că s-a spus și corect s-a spus că s-au așezat mai multe straturi de ciment, de mortar pe interior și vrem să vedem dacă acest lucru ascunde sau nu ascunde altceva. Există indicii cât de mici sau există cum că Gheorghe Dincă ar fi avut complici sau măcar că ar fi existat alte persoane care să fi știut ceva? V-am spus că nu neglijăm o astfel de versiune, o astfel de ipoteză de anchetă. Există vreun indiciu în sensul... Nu vă pot oferi un răspuns la chestiunea aceasta acum.